Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Sunt Amedeo Ene, vă invit și de această dată la o călătorie în lumea șahului. Nu uitați, puteți urmări această emisiune în fiecare săptămână, sâmbătă de la 12:30 sau duminica în reluare de la 14:30. Poate credeți că nu are nicio legătură, dar să știți că nutriția are efecte nebănuite asupra performanțelor intelectuale, inclusiv asupra performanțelor în șah. Iată de ce! O alimentație echilibrată este esențială pentru funcția cognitivă, ca și pentru orice alte procese ale organismului. Nu este o noutate faptul că organismul are nevoie de proteine, carbohidrați, vitamine, minerale și grăsimi pentru ca atât corpul, cât și mintea să funcționeze optim. Dar există câteva indicii despre ce este recomandat și ce este de evitat în dieta zilnică. În primul rând, s-a dovedit că o alimentație bazată pe grăsimi saturate și zaharuri rafinate contribuie la declinul funcțiilor cognitive. În schimb, există alimente care le stimulează. De exemplu, vitaminele, mineralele și grăsimile saturate la oaltă cu exerciții fizice susținute cresc performanțele intelectuale. De asemenea, și un nivel ridicat de acid folic este important pentru funcționarea corectă a creierului. Acizii grași omega-3 sunt acizi polisaturați, necesari multor funcții ale organismului, inclusiv generării de țesut celular nervos. Cele două tipuri de acizi grași omega-3 se găsesc în varza de Bruxelles, spanac și salată verde, soia, nuci, dar și în pește gras. Bogați în omega-3 sunt somonul, tonul și halibutul. Acești acizi grași joacă un rol crucial în dezvoltarea creierului și sunt foarte concentrați în materia cerebrală. Se pare că sunt în mod direct implicați în performanța cognitivă, atât în procesele de memorare, cât și în cele de execuție și comportamentale. Asociația de Medicină Cardiacă din Statele Unite recomandă consumul de pește de cel puțin 2 ori pe săptămână. Recomandați sunt păstrăvul, macroul, heringul, tonul și somonul. O altă categorie de alimente benefice sunt cele bogate în vitamine. Cercetătorii au studiat conexiuni convingătoare între dietă și sănătatea creierului. Un nivel ridicat al scorurilor la teste cognitive, corelat cu niveluri ridicate de vitamine din familia B, vitaminele C, D și E. Exercițiul fizic este și el un element important al menținerii și dezvoltării performanței cognitive. Activitatea fizică intensă are un efect direct și rapid asupra sănătății creierului. Antrenamentele recomandate sunt aerobic și cele de rezistență. Se pare că au un efect benefic în special asupra memoriei. Așadar, pasionaților de șah li se recomandă o viață sportivă și o alimentație echilibrată pentru a deveni câștigători. Ne întoarcem acum în studio. Astăzi vă propunem spre rezolvare o problemă de șah compusă în 1958 cu 15 piese. Albul joacă cu rege în E5, damă A4, turn E4, nebun H6, cal C2, cal H5 și pion în B4. Iar negru joacă cu rege în D3, damă în F1, nebun E1, cal E8 și pioni în A6, B6, C3 și F2. Enunțul problemei este albul mută și dă mat în două mutări. Vă invităm să ne trimiteți răspunsurile și comentariile dumneavoastră pe adresa șah@realitatea.net. Soluția problemei va fi prezentată ca de obicei în ediția următoare. Între timp cât vă notați datele, vreau să vă prezint un eveniment inedit care a avut loc în urmă cu doar câteva zile. Campionul mondial Magnus Carlsen a susținut un simultan împotriva a 11 jucători care au folosit aplicația Play Magnus. Aplicația instalată pe telefonul mobil oferă ocazia oricărui pasionat de șah să joace împotriva unei versiuni a campionului mondial la diferite vârste. O uriașă bază de date a fost creată pe baza meciurilor jucate în decursul timpului de tânărul campion, iar aplicația folosește stilul de joc definit de aceste baze de date pentru a recrea personajul Magnus la 5 ani, 6 ani, 7 ani, până la 24 de ani. Orice pasionat de șah a avut ocazia să se înscrie în cursa pentru un loc la simultanul desfășurat la New York. Au concurat 11 șahiști între 8 și 52 de ani, iar fiecare a avut la dispoziție 30 de minute pentru a încerca să îl învingă pe campionul mondial în titră.
Magnus Carlsen a câștigat toate cele 11 partide. Ne dorim să existe cât mai multe asemenea evenimente și în România. Celebritățile care încurajează șahul, participând la acțiuni publice, promovează cel mai bine sportul minții în rândul tinerilor. Îi felicităm pe toți jucătorii implicați în evenimente și concursuri de șah și sprijinim toți organizatorii care au inițiativa de a promova sportul minții. Adresa noastră, vă reamintim, shaharondrealitatea.net, le stă la dispoziție tuturor celor interesați de a ne deveni parteneri în efortul de a populariza șahul în rândul tuturor românilor. Trimiteți-ne pe această adresă detaliile evenimentului și ulterior imagini, iar noi le vom găsi, desigur, un loc în programele noastre. După Olimpiada de la Baku, echipa Statelor Unite a devenit glorioasa campioană. Iată care este componența de aur a echipei americane. Echipa de vis a Americii, Dream Team, a reușit o performanță extraordinară la 42-a ediție a Olimpiadei de șah, care a avut loc la Baku, încheiată pe 14 septembrie, și a adjudecat medalia de aur pentru prima oară în ultimii 40 de ani. Cei 5 magnifici ai Americii sunt mari maestri celebri, dar și tinere speranțe cu mare potențial: Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Wesley So, Samuel Shankland și Ray Robson. Fabiano Luigi Caruana, născut în 1992 în Miami, este numărul 3 mondial conform clasamentului FIDE, după coeficientul ELO. Are cetățenie atât americană cât și italiană. A jucat până în 2005 pentru Statele Unite, apoi a renunțat și a devenit un reprezentant al Italiei, pentru care a jucat 10 ani. Din 2015 însă, Caruana a redevenit reprezentant al Statelor Unite în competițiile de șah. Actualmente este campion al Americii și cel mai bine clasat jucător american. Despre el, Fabiano Caruana spune: "Cred că sunt un luptător puternic. Îmi place să joc diferite poziții, atât tactic cât și strategic. Am un joc universal, calculat și studiat. Nu pot spune că evit vreodată ceva." Pe locul 6 în top FIDE se află Hikaru Nakamura, alt jucător de aur al Statelor Unite. A reprezentat SUA la 5 olimpiade de șah până acum și a fost de 4 ori campion al Americii. Este unul dintre cei mai buni jucători de viteză și a scris și o carte despre șahul rapid, intitulată Șah Glonț, un minut până la mat. Unii l-au poreclit bomba, referindu-se la stilul de joc exploziv. Este cunoscut ca fiind un jucător activ pe internet. Adesea alege să accepte provocarea de a juca online, în special pe site-ul chess.com, sub numele său real, Hikaru. Aproape de Nakamura în clasamentul FIDE pe locul 7, Wesley So este și el component al echipei olimpice a Statelor Unite. De origine filipineză, Wesley So a început să reprezinte SUA din 2014, când s-a mutat în Minnesota alături de părinții lui adoptivi. Deși până atunci își arătase din plin talentul în întrecerile asiatice, So a urcat încă și mai mult în anii următori. În 2014 a câștigat turneul milionarilor, organizat de marele maestru Maurice Ashley. Anul acesta a câștigat detașat cupa Sinkfield. Despre stilul său, se spune că este foarte agresiv. Născut în California, Sam Shankland este al patrulea membru al echipei olimpice a SUA. Născut în 1991, este considerat încă o tânără speranță. Vârful său de carieră este chiar scorul din luna septembrie a acestui an, 2679. Nu e de mirare că îl așteaptă o carieră la nivel înalt în perioada următoare. În 2014, la Olimpiada găzduită de Norvegia, Shankland a primit medalia de aur ca jucător de rezervă, obținuse 9 puncte din 10 meciuri. La 21 de ani, Ray Robson este cel mai tânăr american de aur. A învățat șah la 3 ani, iar la 15 a devenit mare maestru. La grădiniță a fost înscris în sistemul american de stat, în clasa 1, într-o unitate specială pentru copii supradotați. Clasele 2-5 le-a urmat la o școală privată în stil Montessori, iar din clasa 6-a a început să fie educat acasă prin homeschooling. Echipa Statelor Unite, o colecție de valori incredibile ale șahului mondial. Urmează Delia Duca, cea care ne va prezenta în minutele următoare soluția problemei din ediția trecută.
Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Voi începe cu problema propusă spre rezolvare în ediția trecută. Avem o problemă de mat în două mutări, ca de obicei, în care vom vedea prima mutare, este un sacrificiu de turn. Iar pentru a găsi această mutare, ar fi trebuit să ne uităm la regele negru, care are toate câmpurile din jurul său controlate de câte o piesă albă. De exemplu, câmpul F6 este controlat de regele alb, la fel și câmpul F5 de nebunul alb. Câmpul F4 este controlat de pionul din G3, iar câmpul E4 de pionul din F3. Câmpul D5 de nebunul alb, de asemenea, singurul câmp unde regele negru ar putea să mai joace dacă ar fi la mutare, ar fi câmpul D4. De aceea, ne gândim să controlăm acel câmp cu mutarea, care este și cheia acestei probleme, turn D6. Chiar dacă i-am luat regelui negru un câmp de refugiu, și anume câmpul D4, acum i-am dat un alt câmp de refugiu la schimb. Negrul poate să captureze acest turn, dar nu este nicio problemă, pentru că în acest caz se apropie periculos de mult de câmpul B8, unde vom juca nebunul. După nebun B8 este mat, tocmai pentru că nebunul negru nu mai poate să ajungă în D6 să apere regele de acest șah, regele fiind tocmai pe acel câmp. Deci, capturarea turnului alb nu este o soluție pentru negru cu regele. Dacă ar încerca să captureze cu nebunul, de asemenea, și-a autoblocat câmpul D6, iar acum vom controla câmpul D4 cu o altă piesă de-a noastră, și anume cu calul. Iar după cal C6, din nou, este mat. Regele negru nu mai are niciun câmp unde să mute. Și ultima încercare de apărare a negrului ar fi să, ultima posibilitate, ar fi să apere efectiv câmpul D5. Pentru că noi, după turn D6, dacă negrul ar face o mutare aleatorie, ar muta o piesă oarecare, amenințăm să jucăm turn D5 mat. Așadar, dacă nu ne capturează turnul, ar mai putea să încerce să apere câmpul D5 cu nebunul, fie în C4, unde îl putem captura cu calul și este mat, fie în B7, unde este același lucru. Apără câmpul D5, dar nu mai controlează câmpul C4 și urmează cal C4 cu mat. Aceasta a fost problema propusă în ediția trecută, destul de simplă pentru cei care deja au observat că avem astfel de sacrificii la prima mutare. Așadar, am văzut din nou o mutare foarte curajoasă a albului. Astfel de mutări spectaculoase sunt des întâlnite în problemele de șah compuse de compozitori și sunt primele la care ne uităm atunci când rezolvăm o problemă de șah artistică. Dar să nu uităm, un atac mult prea curajos poate să ducă la pierderea partidei și de aceea trebuie să reținem că în partidele reale de șah, nu în orice moment, orice sacrificiu va fi bun, ci trebuie foarte, foarte bine calculate. Și șahiștii începători, copiii mai ales, au acest instinct de a face un sacrificiu atunci când văd că pe două, trei variante adversarul nu se poate apăra, dar este suficientă o singură apărare pentru a duce la pierderea partidei. De aceea trebuie să avem grijă cu sacrificiile, dar pentru problemele propuse în emisiune, de obicei, sacrificiile sunt spectaculoase și sunt alese de către compozitori. Aceasta a fost mica diferență pe care am vrut să o scot în evidență în legătură cu sacrificiile. Ne revedem și data viitoare. Sperăm să ne trimiteți în continuare răspunsuri la probleme și să vă mențineți locul în topul dezlegătorilor. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru mai multe povești interesante din șah. Așteptăm comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați de întâlnirea noastră cu șahul în fiecare weekend. Vă așteptăm!